fondurii au vândut jucători la prețuri destul de bune, iar această afacere s-a dovedit a fi profitabilă și pentru jucătorii transferați. Fuștii panduri au ajuns la cluburi importante de fotbal, iar evoluția lor merge spre tricourile unor echipe mai mari din Europa. Două dintre exemplele care dovedesc acest lucru sunt Alexandru Maxim și Vlad Chiricheș. Maxim joacă în prezent la Stuttgart și a făcut furori cu 4 goluri și 6 pase de gol. Există voci care susțin că fostul panduri este curtat și de alte cluburi importante din Europa, precum Liverpool sau Dortmund. Gorjenii s-au ales cu 1,5 milioane de euro din vânzarea lui Maxim în iarnă, iar acum are șanse să fie vândut cu 12 milioane de euro. Un alt fost pandur, Vlad Chiricheș, a fost pentru prima dată titular în Premier League pentru Tottenham. Fundașul a jucat în victoria echipei sale 2-0 în deplasare la Sheriff. În cele 360 de minute jucate la Tottenham, Chiricheș a ajutat echipa să nu primească niciun gol. Mai multe voci l-au numit pe Chiricheș omul meciului. Fostul fundaș al pandurilor a fost vândut de la Târgu Jiu cu 1,2 milioane de euro, iar acum acesta are o cotă de piață de aproape 8 ori mai mult. Capitanul echipei naționale a României a ajuns astfel cel mai bine cotat fotbalist român.